Conform monitorul de Botoșani, un taximetrist care era beat la volan a ajuns cu mașina într-un stâlp. Pe 2 septembrie, polițiștii din cadrul biroului rutier Botoșani au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că, pe strada Peco din municipiul Botoșani, un autoturist cu inscripția taxi a acroșat un stâlp din beton, iar conducătorul auto este posibil să se afle sub influența băuturilor alcoolice. Echipajul deplasat la fața locului a stabilit că la volan se afla un bărbat de 58 de ani din municipiul Botoșani, care a pierdut controlul asupra direcției de mers, iar mașina s-a izbit în stâlp. În urma impactului au rezultat doar pagube materiale, fără victime omenești, șoferul fiind singur în autoturism. În schimb, când polițiștii l-au testat pe taximetrist cu aparatul alcool test, valoarea rezultată a fost de 1,18 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Botoșăneanul a fost condus la spital pentru stabilirea alcoolemiei, iar polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.